ziua, vă salută Tatiana. Astăzi voi lucra pentru doamnele începătoare acest simpatic coșuleț, care puteți pune fie bombonele, ouă de ciocolată sau chiar un ou colorat. Voi pune coșulețul în acest mod să se vadă. Pentru aceasta eu voi folosi. Noi vom folosi filatul acrilic. Culoarea alb, roz și verde vor fi culorile mele. Dumneavoastră puteți folosi culorile dorite, în afară de culoarea verde, care este obligatorie. Voi începe prezentând croșetul, croșetul cu numărul 3. Vom avea nevoie de foarfece, de acul pentru cusut lână și de un pic de răbdare. În cercul magic voi face pentru început două ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu redus. 2. Firul pe croșet voi intra prin interiorul cercului magic. Acum am 3 fire pe croșet. Le voi închide împreună și am obținut cel de-al doilea picioruș dublu redus. Voi continua lucrând un total de 12 piciorușe dublu reduse în corespondența cercului magic, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Lucrate cele 12 piciorușe dublu reduse, vom închide cercul magic și vom închide rândul în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi continua rândul următor lucrând două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu redus. În corespondența aceluiași picioruș voi face cel de-al doilea picioruș dublu redus. Și voi continua rândul lucrând în corespondența fiecărui picioruș câte o mulțire. Astfel, la sfârșitul rândului vom avea un număr de 24 piciorușe dublu reduse, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș. Vom lucra două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu redus. Ne vom deplasa în următorul picioruș și vom lucra o mulțire. Firul pe croșet, în următorul vom face un singur picioruș dublu redus, după care va continua o mulțire. Deci, în corespondența acestui rând, vom lucra un picioruș dublu redus normal, urmat de o înmulțire. Iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 36 piciorușe dublu reduse. Vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș. Ne vom ridica două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu redus, firul pe croșet, și vom lucra un rând de piciorușe dublu reduse în tehnica pe glup. Deci vom lua doar partea din spate a fiecărui picioruș și vom continua în felul acesta. Deci partea din spate a fiecărui picioruș, astfel vom lucra cele 36 de piciorușe dublu reduse, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Vom închide rândul în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț, așa cum am închis până acum. Vom face două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu redus, după care, în corespondența fiecărui picioruș, vom face un picioruș dublu redus. Am sărit aici. În felul acesta vom lucra două rânduri, deci două rânduri de câte 36 piciorușe dublu reduse, iar noi ne întâlnim pentru a continua lucrarea. Vom închide rândul cu fir alunecat, ca de obicei, în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț, vom tăia firul și vom închide acest rând. După care vom atașa culoarea verde. Vom
tot așa culoare verde, în acest mod, cum fac eu acum. Aici putem face felul acesta. Aceste capete de fire noi le vom lua cu noi pe măsură ce lucrăm și le vom da stabilitate cu verde. Vom lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, plus un ochi de lanț de separare, firul pe croșet, și în corespondența aceluiași picioruș voi face cel de-al doilea picioruș dublu. Firul pe croșet, voi sări 2 ochiuri de bază, voi intra în cel de-al treilea și voi lucra un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, urmat de cel de-al doilea picioruș dublu. Firul pe croșet, voi sări 2 piciorușe de bază, voi intra în cel de-al treilea și lucrez în mod egal. Un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, urmat de cel de-al doilea picioruș dublu. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului. Sper vom forma baza florilor. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Vom scurta firul. Și vom închide rândul. Felul acesta. Din acest moment vom atașa culoarea roz sau culoarea care doriți dumneavoastră pentru a face floricelele. O facem în același mod. Capetele de fire le ținem și le ducem cu noi. Le ascundem de desubt, astfel le dăm și stabilitate. Iar acum voi intra în acest spațiu și voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea, vorbesc un pic cam greu pentru că mă doare în gât, deci avem 3 și cel de-al patrulea picioruș dublu. În acest moment vom trage un pic firul, cu croșetul vom intra în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș și vom lua acest fir, vom face un fir alunecat, vom sigila totul cu un ochi de lanț plus cel de-al doilea ochi de lanț de separare, firul pe croșet, și vom intra în corespondența următorului punct B care le-am format în rândul anterior și lucrăm din nou. 1, 2, 3, 4, piciorușe duble și repetăm același lucru, tragem firul, vom intra în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș dublu. Vom închide totul cu fir alunecat, vom sigila lucrarea, un ochi de lanț și ne deplasăm în următorul spațiu. În felul acesta noi lucrăm pe întreg parcursul rândului. Avem 3. Cred că acest proiect este foarte ușor de executat, dumneavoastră, doamnele începătoare. Și se face foarte repede, să știți, nu aveți nevoie de mult timp. Este un proiect scurt, deci am închis, am sigilat un ochi de lanț de separare și continuăm în acest mod. Ajunse la capătul rândului, deci am realizat floricelele, vom închide cu fir alunecat,
primul ochi de lanț, vom scurta firul și vom închide și această parte a lucrării. În felul acesta. Acum vom atașa din nou culoarea de bază. Bineînțeles, acest fir îl vom purta cu noi, îl vom duce cu noi. Și în acest spațiu format din ochiul de lanț, vom intra cu culoare de bază, cea cu care am lucrat coșulețul. Capetele de fire, așa cum spuneam, le vom duce cu noi. În acest moment, în acest spațiu, noi vom face un picioruș scurt. Vom lua firul pe croșet, vom intra pe dedesubtul culorii verzi și vom face un picioruș dublu redus în felul acesta. Apoi ne deplasăm în următorul spațiu format din ochiul de lanț și vom lucra un picioruș scurt. Din nou, un picioruș dublu redus, intrând pe dedesubtul culorii verzi. Continuăm. Un picioruș scurt, un picioruș dublu redus. În felul acesta mergem până la sfârșitul rândului. Vedeți că eu prind și capetele de fire, le iau cu mine. Piciorușul dublu redus. Iar noi vom continua singure și ne întâlnim la capătul rândului. Ajunse la capătul rândului, vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența piciorușului scurt. Acum vom lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, firul pe croșet. Și în corespondența aceluiași picioruș vom lucra un total de 4 piciorușe duble. Deci în piciorușul scurt vom lucra 4 piciorușe duble. După ce am lucrat aceste 4 piciorușe duble, vom face un picioruș scurt în corespondența piciorușului dublu redus. Apoi ne deplasăm din nou în corespondența piciorușului scurt și vom face din nou cele 4 piciorușe duble. 2, 3, 4 și vom continua cu piciorușul scurt în corespondența piciorușului dublu redus. În felul acesta lucrăm pe întreg parcursul rândului. 1, 2, 3, 4 și piciorușul scurt. Vom forma această danteluță, iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am ajuns la capătul rândului, voi face ultimul picioruș scurt și voi închide rândul în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș, a celui de-al doilea, nu de-al treilea. Atenție! Voi scurta firul și voi închide lucrarea, voi ascunde acest capăt de fir în modul în care să nu se observe. Și dumneavoastră veți face în același mod. Toate capetele de fire le vom ascunde. Și le vom scurta, bineînțeles. Pentru a lucra tortița, culoarea de bază, culoarea în care am lucrat coșulețul, după cum vedeți, am pus în patru, o lungime de 1 metru. Acum voi face primul ochi de lanț. Voi folosi un croșet mai mare. Voi folosi croșetul cu 4,5 mm, deci 4 cm și jumătate. Și voi face ochiuri de lanț simple. În felul acesta voi forma tortița fără prea multe probleme.
vom face atât cât considerăm necesar. Lungime. Nu strângem prea tare, dar nici prea lejer. Ajunse la lungimea dorită de noi. Vom închide. Mă voi atașa cu nerul acestuia, aici undeva, vrea să iasă acum, trebuie să găsesc un alt loc, așa, este firul gros și de aceea greu iese, dar vom rezolva și această problemă. Felul acesta îi voi da stabilitate. Vom trage firele din nou în interior și le vom ascunde. La fel vom proceda și cu cea de-a doua parte a tortiței. Aranjăm în modul în care să fie simetric. Și așa cum vă spuneam, capetele de fire le vom trage în interior și le vom ascunde. Le vom ascunde fie cu crușetul, fie cu acul pentru cusut lână. Dragile mele doamne, după ce am ascuns capetele de fire, coșulețul nostru este gata. Puteți să-l umpleți așa cum am făcut eu, cu aceste ouă de ciocolată, cu bombonele sau, de ce nu, cu un ou decorat. Eu sper că v-a plăcut acest tutorial. Dacă v-a plăcut, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Pe mine mă ajută foarte mult în creșterea comunității. Vă mulțumesc pentru vizualizare. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă iubesc și vă salută, Tatiana. La revedere!